câți kilometri faci într-o lună? Eu fac cam 200-300 de kilometri pe săptămână, cam așa. Asta nu... Deci 1000, deci așa. 1000, da. 10.000 pe an. 10.000 10 de da. kilometri. Eu merg cu mașina asta pe gaz, merg majoritar în oraș, dar pune un consum decent în oraș de 10%, că e ușor de calculat. Așa. Cu 10%, da? Deci pune un consum de 10%, da. benzina este 6,50 acum, să punem, da, tot da. așa, de 65 de lei 100 de kilometri. Ok. Așa, și la gaz punem că ne consumă cu un litru în plus, punem 11 cu 3,2. No. Deci vine cât? 30 și pune 35 de lei. Deci e aproape la jumătate de preț. De ce să nu mergi la jumătate de preț? Ce contează cât mergi? Deci tu dacă okay. economisești, pune 25 de lei la 100 de kilometri, că economisești. Dacă economisești 25 de lei la 100 de kilometri, sunt 250 de lei la mie, 25 de milioane, da, 2500 de lei la 10.000 de kilometri. Deci în 12.000 de km scoți banii pe instalații. După un an scoți banii pe instalații. De acolo încolo mergi în profit. De ce să nu mergi așa? De ce să nu să faci da, primul da, da, cu .200. Stai puțin, bun, și asta trebuie da. schimbată după, din câte știu După 10 ani. Eu, după, doar după 10 ani? Da. Ah. Ok. Deci, asta zic, într-un an scos banii pe instalație, 8 îi mergi pe profit și în ultimul an mai dai banii și îți mai e o altă instalație. Și aia e. Vă mă rog, tu trebuie doar butelia să o schimbi, dar de multe ori nu are rost, că sunt furtunile îmbătrânite, plămânul e și ala, vai de cap. Bine, am și găsit, da, mă rog, într-adevăr, da. acum, astăzi, dacă faci, da, merită, dar am și găsit contextul în care e avantajat GPL-ul. Astăzi, da, dar cu prețurile de acum 2 ani, când, da, era, da, da, 4, când virgula... era 4, ceva GPL-ul și mm. 5, <hânt> ceva benzina, da, chiar asta nu avea zic. rost. Că tu, tu faci calculul, dar nu poți să previzionezi de acum încolo, peste 10 ani, cât o să fie prețul. Pot să, o să previzionez, că întotdeauna GPL-ul va fi mai ieftin decât benzina. Okay, cu cât mai Aha. ieftin, aia nu știu. Dar întotdeauna va fi mai ieftin decât benzina. Au fost cazuri în care a fost de 3 ori mai ieftin, de 2 ori mai ieftin sau doar o dată și jumătate mai ieftin. Acum, na, tot mai ieftin a fost întotdeauna. Acum mai contează și în ce țări mai mergi cu mașină, Noi facem calcule pe România în general. Dar sunt țări în care GPL-ul e de minim 3 ori mai ieftin, nu și de 4 ori. În Italia e foarte ieftin GPL-ul, în Polonia e foarte ieftin, în Turcia e foarte ieftin. Acolo majoritatea mașinilor merg pe gaz. Eu v-am spus, știu că tot timpul ajungem la gpl eu v-am spus, eu zic că e o manevră undeva făcută de nu se vând mașini noi pe gpl în România. Deci producători care vând mașini pe gpl noi în alte piețe, da, în Italia, de exemplu, foarte mulți, mașini vând, foarte mulți producători vând mașini noi pe gpl -ul. Eu am cumpărat multe mașini de Italia care au fost pe gpl de fabrică, da, Citroen C4 a fost pe gpl de fabrică, cumpărat de nou, ăsta Ford, Ford Focus 2 Break, pe gpl de fabrică nou, Fiesta, am două cumpărate pe gpl de fabrică noi în Italia, acolo, cum vând? De ce nu vând și în România? Ford vinde în România mașini, fără gaz. Da, e, e o singură explicație. Nu se cumpără ce Cum să nu se cumpere? Bă, nu dar uite -te se cumpără, la, mă. Iar uite la, la discuția Dacie. Asta de uite te la daci. Deci la daci, la... Da, mă, oamenii, stai puțin. Oameni, nu poți să, să vinzi, să aduci... Nu, nu toate sunt daci. Asta, tu aici nu înțelegi. Nu toate sunt Dacii Dacile, oamenii, le cumpără ăștia pe GPL să facă Uber. Acolo este social acceptabil de toată lumea cum zicea un nene. Da, bă, eu mă duc, fac Uber, în asta, îmi fac banii sau ce fac eu uh, cu mașina? ce în fac treabă, îmi da? fac treaba cu mașina, dar când ajung acasă și mă duc în concediu, mă urc în BMW-ul meu confortabil. Da, corect. Asta zic, în România social acest GPL-ul nu, nu este bine văzut. Da, da, așa e, așa e. Nu acceptat. este. Și oamenii, nefiind bine văzut, nu vrea nimeni să uh, uh, Oricât ar fi el de dezinteresat. Că nu toți sunt, nu pe toată lumea e Cezar. Că, da, vorbeam la început. Nu toată lumea e Cezar să nu intereseze. Multă lume așa funcționează în România. Vine în, după un... După, așa am fost programați, așa am fost învățați să ne intereseze părerea altor oameni atât de mult. Și uite că se transpune treaba asta și în vânzările de CPL, pentru că rațional, într-adevăr, cum zici, nu are nicio explicație faptul că nu se vând... Nu există nicio conspirație. clar că nu se vând. Ce conspirație să fie să ne vândă nou, să nu ne vândă nouă mașini cu GPL? Evident când faci uh, o analiză de asta de piață, vezi și câți ar cumpăra. Dar dacă ție ți-aduc 2-3, de, de ce să ai stocuri? Că știi cum e? Trebuie să dai telefon la fabrică și să spui Uite, noi în România, tu reprezentant da, pe toată România. Da, și da importatorul. Și importator da. oficial și tu trebuie să zici noi ne faci 50 de, nu știu, 100 de mașini pentru luna nu știu care bun, dar ce motorină, benzină. Așa ar mai trebui să fie și GPL și hi, asta, GPL, e complicat. De asta, că nu se vând. Asta-i, e, e, Sunt convins că asta este singura explicație. Nu se vând pentru că social nu sunt acceptate. Rădăia de tine. Uite, așa fac cu degetul și zic da, da, da. săracule. Da, da, de ce te Exact, da. scrie pe tine ratat. Vorbesc serios. În mintea oamenilor așa da, da, scrie. Așa e, dacă ai așa GPL... e. Asta, e. Ăștia sunt. Asta e realitatea. Da, da, da. Ce vrei? Nu mai stăm să mai discutăm. Am tot discutat-o. Ăștia suntem. A, a, asta e. Sper că copiii noștri să crească n-ai altfel. Da. să Noi fie nu liber să și spună GPL. -ul. Da. Asta ne dorim bă, pentru copiii da. noștri. O să scriem, da, o să, o să scrie o să se scrie cărți despre Cezar. Cezar o să fie, da, liberatorul Mesc... GPL-ului. Învățătorul GPL-ului. Da. <laughs> GPL -ului. da. Uh, bun, uh, că mai avem ceva de spus? Uh, nu.